Organizația PNL Călăraș a postat pe pagina sa de Facebook că Adrian Popa, primarul Comunii cu Zavodă, a pierdut lupta cu virusul COVID-19 la vârsta de 38 de ani, lăsând în urmă o familie cu doi copii minori. Adrian Popa, de profesie inginer, a fost ales primar al Comunii cu Zavodă în data de 27 septembrie 2020. Acesta a murit în dimineața zilei de duminică la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, răpus de COVID.